Obiectivele strategice ale UNCSV: să ne implicăm activ în promovarea cooperativelor agricole, să acordăm sprijin total membrilor săi în legătură cu problemele de legislație, în primul rând, și fiscalitate. Ne-am implicat activ în PNS 2023-2027, contractarea și începerea implementării de către cooperativelor agricole membre a proiectelor pentru crearea unei rețele naționale. Am avut un proiect Erasmus câștigat în care am avut. Au fost trei schimburi de experiențe în Grecia, Estonia și în Franța. O să vă arătăm mai târziu și o scurtă prezentare. Sunt două, trei slide-uri despre deplasările care au avut loc cu membrii noștri, președinții și directorii executivi, reprezentanții cooperativelor. Am fost în fiecare deplasare, eu, Florentin, și încă 30 de reprezentanți de cooperative, să vedem ce se întâmplă în cooperativele din țările pe care le-am vizitat. Am mai accesat acum un proiect, așteptăm să vedem cum se va dezvolta pentru digitalizarea unei CSV, membrilor unei CSV, un proiect PEDESI, pentru crearea unui software de management dedicat cooperativelor membre, scopul acestuia fiind facilitarea tranzacțiilor de achiziție inputurilor și a vânzării producției. În special, acest lucru va fi folosit de cooperativa de gradul 3. Cooperativa de gradul 3 din sectorul vegetal este singura din România pe sectorul vegetal înființată. Este formată din 28 de cooperative membre din UNCSV din cele 61, însumând aproximativ 140.000 de hectare. În acest moment este funcțională. Înainte să intrăm în ședința cu în întâlnirea cu dumneavoastră, am avut o ședință de 2 ore jumătate cu. Am avut o adunare generală la cooperativa de gradul 3. Lucrurile se mișcă, mai mult pentru lucrurile acestea, să le eficientizăm lor modul de a lucra, încercăm să accesăm pentru toți membrii UNCSV, dar în special pentru cooperativa de membri din cooperativa de gradul 3, fiind vorba de aceiași membri, acest proiect. Împreună cu Marș, am înființat și operaționalizat Sistemul Național de Gestionare și Control Integrat al Riscurilor în Agricultură. A fost realizată o asigurare care include inclusiv seceta, grindina. Au fost mai multe întâlniri. Nu știm dacă a accesat vreunul persoană dintre cei prezenți, dacă a accesat cineva până acum o asigurare de la brokerul Marș. Am încercat să fim un partener de dialog instituțional corect cu MEADR, Guvern, Parlament, Președinție. Oriunde a fost nevoie, noi am fost prezenți. De fiecare dată suntem chemați la întâlniri să reprezentăm fermierii. Și astăzi colegul meu a fost prezent la Guvern. Zilele trecute a fost la Minister. Aproximativ de 2-3 ori pe săptămână trebuie să fie câte o întâlnire unde să fim chemați. Și încercăm să organizăm atât cât ne permite timpul, pentru că deja suntem destul de multe cooperative și împărțiți în toată țara. Încercăm să avem un schimb, două schimburi de schimburi de experiență anuale la cooperative de succes din Uniunea Europeană. Încercăm să, dacă au fost în schimbul din Franța, încercăm să meargă în schimbul de experiență din Grecia și tot așa. Încercăm să-i rotim măcar un schimb pe an să aibă la o cooperativă de succes din Uniunea Europeană pentru membrii noștri.